Privește infrastructura, ea este o prioritate pentru noi și avem contracte în derulare și în implementare. Ne încurcăm vreun fel faptul că nu avem un buget aprobat? Din punct de vedere al investițiilor în fonduri europene, nu, pentru că suntem în derulare și în scurt timp și bugetul va fi aprobat. În ceea ce privește bugetul, cred că undeva în cursul lunii februarie el va fi adoptat, dar vă asigur că în ceea ce privește proiectele pe care le avem în derulare, ele au tot ceea ce trebuie ca și sursă de finanțare, fiind finanțate din fonduri europene.